Ministerul Sănătății pregătește un act normativ prin care se dorește schimbarea din funcție la 3 luni a tuturor managerilor de unități sanitare care acumulează datorii. Măsura este una văzută cu ochi buni la nivel județean. Asta este foarte bine. Nu poți să-l ții pe un om 2 ani de zile să constați că el ruinează și ceea ce mai era. La Vaslui până în prezent nicio unitate sanitară nu are datorii uriașe. Rămâne de văzut ce se va întâmpla însă la Spitalul Județean de Urgență, acolo unde nu există încă niciun manager de drept, asta după ce candidații înscriși pentru ocuparea postului nu au reușit să treacă de proba scrisă.